Mărțișorul vestește primăvara, deși dacă e să ne uităm la termometre, este doar o primăvară calendaristică. În weekend, vântul i-a alungat pe cumpărători, iar ieri vânzările au mers ceva mai bine. Cu toate acestea, sunt comercianții din târgul de mărțișoare de pe Alea Eroilor care se plâng că vânzările au fost reduse. Vânzările anul ăsta nu prea au mers așa bine. De ce credeți? Credeți că oltenii au fost speriați de vreme? Da, a fost și vremea foarte urâtă și nu prea au trecut așa. A făcut un calcul așa, ieșiți pe plus sau pe minus? Nu am făcut deocamdată. Mai stați? Da, și astăzi, avem și mâine, să vedem timpul cum este. Sunt și comercianți care au mizat pe mărțișoare tradiționale și au avut de câștigat. Ce s-a căutat? Cel mai bine cred că mărțișoarele au mers. Un anumit simbol? Coșarul a mers foarte bine, pisicuța și uitați, avem și potcovița, trifoiul. Cei care nu au cumpărat deja simbolul primăverii s-au grăbit în dimineața aceasta la târg. Pentru cine cumpărați mărțișoare? Pentru colegele mele la serviciu. Soție? Și soție, e tot colega mea la serviciu. Și soția. Ați uitat pe cineva? Nu. Ați cumpărat mărțișoare deja? Da. Pentru? Toate fetele din jurul meu. Ați uitat pe cineva? Ați făcut calculul bine? Da, asta mă încurc. Tot mă plimb ca să nu greșesc. Și știți exact gusturile fiecăruia? Le asociez cu imaginea ceea ce cumpăr. Și ce ați cumpărat în principal? Mărțișoare? De bază le doresc la toată lumea să trăiască simbolul, pentru că, de fapt, simbolul contează cel mai mult în momentul de față. Chiar dacă s-a denaturat puțin, dar tot simbolul rămâne. Înseamnă că n-ați calculat așa bugetul. Nici nu-mi pun problema. Dacă îmi place un lucru, îl iau. Sunt și olteni care au renunțat la mărțișorul tradițional și au optat pentru flori. Oricum, ei știu că pe 8 martie femeile trebuie să-și amintească de ziua lor. Văd că ați cumpărat o mare de flori. Pentru cine ați cumpărat toate florile? Pentru fetele mele, pentru soție. Și pe multe? Nu, și mai la niște prieteni, la niște doamne. Ați uitat pe cineva? Cred că da, mă mai întorc. Cam cât ați investit pentru primăvara aceasta? 200. De roni, 2 milioane. E dificil să fii bărbat în perioada martie? Este, dar mâine e ziua noastră, să vedem ce se întâmplă. Pe 9. Săptămâna viitoare, da. Nu, așteptați nu e chiar un mărțișor în schimb. Da. Cei mai mulți comercianți vor rămâne pe Alea Eroilor până pe 8 martie, așa că cei care nu ați cumpărat un simbol al primăverii aveți la dispoziție o paletă largă de mărțișoare, de la bijuterii la cele handmade, de la mărțișoare tradiționale la cele non-conformiste.